Buonasera, stimați telespectatori, sunt Nicu Dolea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă. În această seară, invitata mea și a dumneavoastră este doamna Mihaela Ion, antrenor de scrimă la Clubul Sportiv Farul Constanța. Bună seara și bine ați venit! Doamna antrenor, care e situația scrimei Dobrogene la momentul ăsta? Speram că e bine. Această olimpiadă din vară e bună. Nu, ne pregătim cu copilași între 8 și 13 ani, avem ceva rezultate, sperăm să avem și pe viitor și să rămână copiii la scrimă, să nu mai renunțe așa ușor. Cam care este rata de pierdere în timp, mai ales după terminarea junioratului, cam câți mai rămân în scrimă? După juniorat, sincer, să fiu, rămân mai mult fete. La băieți e mai greu. Și rezultatele se obțin mult mai greu la băieți, pentru că competiția este mult mai dură la competiția masculină, dar încearcă să-și găsească alt rost în viață, știți? Vor să facă o facultate, vor să alta decât cea de sport. La Ovidiu există și secție de scrimă, adică pot Nu. deveni și antrenor de scrimă, nu? Nu, și e păcat că nu există. Nu, specializările sunt pe handbal, atletism, fotbal și, sincer să fiu, în momentul ăsta nu mai știu și altceva. Nu, important era Da. dacă e Nu. sau nu scrimă. Nu, deci scrima nu este ca și specializare la Facultatea de Educație Fizică. Bine, asta nu înseamnă că sportivii nu pot să facă asta. Și-au dat unii dintre ei specializările pe la Craiova, în București. Facultatea se face oricum. Dar asta e situația în acest moment. Poate pe viitor se mai schimbă ceva. Da. E scrima un sport costisitor? Adică pentru o familie care își dă copilul la scrimă, costurile sunt mari? Da, este destul de costisitor. Ținând cont că un echipament complet pentru un copil ajunge la 1000 de lei, poate și depășește, depinde de calitate. Este. Cu ocazia asta chiar aș vrea să mulțumesc părinților copiilor mei, pentru că îi susțin nu numai cu echipament, dar și cu deplasări. Pentru că dacă nu ne prezentăm la concursuri și acum mai nou mergem de vreun an, doi la concursuri internaționale, unde aproape au susținut de fiecare dată părinții financiar. Da, E scrima e foarte și un greu. sport destul de răspândit în țară, adică nu aveți prea multe posibilități de a organiza aproape geografic locurile. Sunt Satu Sunt Mare, câteva Craiova, centre, da. București, centre destul de departe geografic de Constanța și Așa deplasările sunt este, lungi. da. Da. Și sunt centre de scrimă, dar spadă nu se face peste tot. Sunt doar câteva, dacă le pot enumera. Craiova, București, Constanța, Brașov, mai nou și-au făcut secție de spadă. Până acum au făcut doar sabie. Târgu Mureșu și Satu Mare și cam atât. Toată partea Moldovei, estică da. este, da, toată partea Moldovei face sabie și aproape de noi la Slobozia se face sabie, dar asta e. Noi știm orașele unde ne putem duce, dar trebuie să ieșim afară cu copiii, pentru că dacă nu Afară ieșim. însemnând, spuneți în câteva țări în Cel care mai des am vă. fost în Ungaria, pentru că acolo este un circuit organizat de unguri, se numește Olimpicii. Au 5 etape în fiecare an, în fiecare sezon. Încep din sfârșitul lui septembrie, se termină chiar în aprilie, mai, depinde cum pun ei concursurile. Noi am participat cam la 2-3 de fiecare dată. Și anul ăsta sperăm să mergem la 4. Mai avem un concurs în mai, ar fi ultimul. Și copiii noștri au obținut rezultate frumoase la acest circuit. E destul de tăricel. Acolo au crescut și foștii noștri campioni mondiali, europeni, olimpici. Da. Care sunt condițiile în Ungaria pentru scrimă? Adică sălile cum sunt utilizate și care este efectul asupra spectatorilor? Vin ungurii la scrimă? Nu, spectatori nu sunt. În schimb, toți părinții sunt foarte implicați în treaba asta. Au săli foarte multe și foarte mari. Și Deci, bine la utilate, ei, bănuiesc. bine utilate, da, deci nici nu se compară. Ei au și o fabrică a lor care, PBT-ul, de unde luăm și noi echipament de scrimă,
și fiind la ei acasă, vă dați seama, au Dar sunt și o forță piste, în da, scrimă au mondială. piste, da. Se bat cu noi, chiar Da. dacă noi nu suntem așa o forță, Da. da, cu toate astea suntem Da. campioni Noi, olimpici nu, la noi stăm spate. mai prost la condițiile materiale. Da. Din fericire, după câte știu eu și v-aș ruga pe dumneavoastră să dezvoltați puțin subiectul, Constanța beneficiază de condiții bune de pregătire. Da, avem o sală foarte bună de scrimă la Clubul Faru. Se putea să fie și mai mare decât Da. avem în momentul ăsta. Poate pe viitor, eu știu. Dar problema se pune la organizarea de competiții. Atunci când încercăm să desfășurăm și noi o competiție la Constanța, singura sală disponibilă este sala Tomy, sala Flămânda, Da, ca să-i spun nu mai știe toată lumea, da. popular, da. Da. Și altceva nu avem. Deci acolo ne intră 7-8 planșe. Dacă am vrea să facem și noi să organizăm o competiție internațională să invităm copii de peste tot, din Ungaria, Turcia, Bulgaria, măcar ce avem mai aproape, chiar și Da. Serbia, ar însemna că îl desfășurăm într-o săptămână, așa, dacă îl ținem în acea sală. Deci e nevoie de o sală polivalentă și în Constanța. E păcat. Da, e una din Da. marile probleme pe care eu chiar nu înțeleg de ce Constanța nu reușește să aibă o sală eu știu, la nivelul mișcării sportive din zonă, care a fost evident și mult mai bună decât e în momentul ăsta, dar care poate să revină și zic eu că ăsta ar fi imbold, o sală nouă, o sală modernă, ar aduce și oamenii în tribunele ei și ar fi cu totul și cu totul. Da, la noi Da. acum au început să se vadă rezultatele la copii, dar a fost un pic mai greu pentru că s-a creat un gol între fosta generație de seniori, juniori și acești copii. Nu am putut să mă ocup chiar de toate categoriile de sportivi, de la copii până la seniori, și atunci a trebuit să mă ocup mai mult de ei. În urmă cu 2 ani am renunțat la echipele de seniori. Mai avem o singură fată care e senioară, Mădălina Ciucuraș, care o să participăm la campionatul național la sfârșitul lunii aprilie. Și asta este, trebuie să muncești câțiva ani ca să ajungi din Da, să nou. umpli golurile care Da, se da. formează, firesc până la urmă, pentru Acum, că. încet, încet, da, avem continuitate. De la 13 ani până pe la 8 avem continuitate. Sperăm să nu se mai întâmple cum a fost până acum, da. Cum vă selectați viitorii sportivi? Adică mergeți prin școli, grădinițe, vin ei la dumneavoastră, cum se întâmplă? Nu, de obicei ne-am făcut reclamă prin radio sau pe rețelele de socializare, pentru Da, că acum acum. se obișnuiește mai nou. Dar sunt Și eficiente, trebuie să da, recunoaștem. iar datorită medaliei olimpice obținute astăvară de fetele noastre la spadă, au venit foarte mulți copii aduși de părinți, pur și simplu. Nu a fost nevoie să merg la școli, să fac selecție și să îi iau pe copii. Deci, pur și simplu au venit ei și-au dorit să facă scrimă. Și asta e cel mai important. Pentru un copil nu trebuie adus cu forța într-o sală de sport. Și e bine să-și aleagă el ce sport își dorește. Este spada la ora actuală regina scrimei românești? Pentru că ani de zile a fost Floreta. În început anii 70, Floreta, într-adevăr, aducea Da. medalii. Da, este spada regina pentru că este de câțiva ani de zile. Acum sperăm ca și fetele care vin după aceste campioane mondiale, europene și olimpice, da, să confirme și ele cumva. Se pregătesc foarte bine. Știu că colegul meu, George Epurescu, cel care a fost antrenor secund domnului Podeanu, a rămas cu fetele, mai are 2 colegi, pe Alina Ciuculescu și pe Cornel Milan, și se ocupă de lotul de fete. După câte știu eu, Cornel Milan a mai fost antrenor principal A la mai lor. fost, a fost chiar și secundul domnului Podeanu, da, înainte de Londra, da. Domnul Podeanu a ajuns la o vârstă, un palmares Da, domnul deosebit, Podeanu dar tot e în apropierea are și planșelor. dânsul dreptul să se odihnească puțin. Da, a Dar muncit nu ani cred de că zile. reușești. Nu. Da, nu, Eu tot îl în... cunosc foarte bine și nu cred că Nu, reușești. știu sigur că tot în sala de scrimă Da. este la Craiova. Nu Da. cred că rezistă o zi fără să meargă prin sala de scrimă. Da, Da, ei măcar au să-i fost. vadă pe copii chiar Da. dacă nu lucrează în ziua Ei aia. au fost un trio deosebit, Alecu, Podeanu și Popescu.
Popescu, care într-adevăr a avut rezultate deosebite la nivel național, dar și internațional. Da, școala dar care au ajuns la o vârstă. Toți trei și unul din ei, din păcate, ne-a și părăsit Popescu, Dumitru Popescu. Da. Și aș vrea să vă mai întreb, care sunt calitățile pe care le vizați la copiii care vin la scrimă? Adică sunt și copiii care după, eu știu, o primă lună le spuneți, doamne, n-are rost, nu poate să performeze aici, sau aveți răbdare ca ei? Nu, noi niciodată nu dăm afară din sală un copil. De cele mai multe ori se selectează natural. Copilul vine la scrimă, învață ca toți ceilalți aceleași lucruri, încercăm pentru o lună, două, trei, cinci, zece. Au fost și copii care nu au avut calități fizice deosebite și cu toate astea și-au dorit să facă sport ani de zile. Chiar și acum sunt în sală sportivi care nu au calități fizice deosebite, dar își doresc foarte mult să facă acest sport și încearcă, muncesc mult, se chinuie și încearcă să obțină câte un rezultat. Alții fac de plăcere, pur și simplu. Deci sunt și copii care nu au un target extraordinar de mare, adică nu neapărat vor să devină campioni naționali în această fază. Deci pur și simplu vor să se miște. Și asta e foarte bine. Cine vede că nu face față într-un an, doi sau în șase luni de zile, renunță singur. Noi nu dăm afară pe nimeni. În momentul de față, Constanța și-ar putea permite, de exemplu, să aducă unul sau doi, trei copii foarte talentați, am zis așa la întâmplare, de la Suceava, de la Botoșan, de undeva, și să-i cazeze la Constanța? Există posibilitatea asta sau deocamdată nu? Asta nu ține de Clubul Faru, dar asta bănuiesc că ar trebui făcută cu federația împreună. Și atunci se discută și cu liceu, cu program sportiv și la hotel sport, cu direcția județeană. Deci sigur că da, avem unde să-i ținem. Antrenamente se pot face. În cazul în care se hotărăște așa ceva, sigur că da. Laura Badea a fost aleasă de curând președinta Federației Române de Scrimă, e o mare sportivă. Care sunt așteptările Clubului Faru de la noua conducere a Federației Române de Scrimă? Așteptările sunt ca întotdeauna, să ne susțină și pe noi și pe copii, deși pe antrenori și pe copii, să ne ajute, să încercăm să rezolvăm împreună problemele, că doar trebuie rezolvate împreună, nu așteptăm noi de la federație să ne rezolve ceva, iar noi să nu facem nimic. Eu nu pot să spun că nu am avut o conlucrare așa cu federația și până acum. Totul s-a desfășurat în regulă, ca dovadă că la Federația de Scrimă au fost rezultate întotdeauna și sperăm pentru Laura în principal să fie și în continuare foarte multe rezultate, sperăm. Acum e rândul Floretei să revină și poate și Sabia, pentru că Tibi Dolniceanu continuă și în ciclul ăsta olimpic, da. Sperăm că o să ia Sabia o medalie olimpică frumoasă. Sabia s-a cantonat cumva în zona Iașului? Vin de acolo mai mulți sportivi sau nu? Și de la Iași și de la Brașov. Rareș Dumitrescu acum este și el antrenor la Brașov și a făcut un club particular și lucrează mult cu copiii. Chiar acum sunt foarte mulți antrenori în Brașov, de unde a plecat și Mihai Covaliu. Covaliu, da, asta spuneam, Scrima are un privilegiu deosebit. Președintele Comitetului Sportiv și Olimpic Român este un scrimer, un mare scrimer, un campion. Este, avem norocul să avem în fruntea Comitetului Olimpic. Comitetul Olimpic nu prea ia decizii vis-a-vis de cluburi, de secții, se ocupă de marea performanță. De loturile olimpice. Da, de loturile olimpice. Și noi știm că Mihai o să o facă bine, sigur, acolo. O să aibă grijă, nu numai de scrimă, de toate loturile olimpice, pentru că toți ne dorim medalii la toate sporturile. Toată lumea muncește pentru asta. Fost un ciclu olimpic ratat. Rio a fost... Adică e una din cele mai slabe recolte de medalii din istoria sportului. Probabil românesc. Că dacă se continuă în stilul ăsta vis-a-vis de sport,
vorbesc despre ministere și despre guvernanții noștri de zi Da. cu zi, probabil că data viitoare vom avea și mai puține medalii. Bănuiesc că și scrima, așa cum se întâmplă cu toate sporturile din România, așteaptă cu nerăbdare o lege a sportului care să favorizeze sportul, Sigur. să-i îndemne pe cei potenți fizic să se apropie de sport, evident, având și ei avantajele lor. Sigur că în afară de faptul că poți să colectezi 2% din impozitul pe salariu prin acea fișă 230 și e foarte greu și așa pentru că părinții dau acum și la școli, vor să mai dea și pentru copii bolnavi, deci e foarte greu să Dau convingi și la spitale, mai da, mult. deci este greu să convingi pe cineva să dea pentru sport banii aceia, care sunt câteodată sunt chiar 10 lei, deci nu sunt extraordinari. Nu, Da, și sunt am sume modice, da, sigur. mai există posibilitatea donării, ca să spun așa, de 2%, am înțeles, din impozitul pe profit de la societăți. Acum e cazul societăților care au profit, că Da, restul, asta este, dar e da. nevoie de o lege a sportului, eu știu, mai elastică, mai cuprinzătoare, care să poată să Este. favorizeze sponsorizările și Da, pentru că și în mod societățile legal. comerciale să fie cumva favorizate dacă ne ajută să beneficieze și ei de ceva. Sigur că da, asta se tot discută de ani de zile, da. Nu O mai aveți să speranțe. abordăm un subiect mai delicat, nu știu dacă neapărat dumneavoastră puteți să răspundeți la această întrebare. Scrima e unul din sporturile cele mai performante din România, din, eu știu, ultimii 40-50 de ani. De ce totuși e foarte puțin vizibilă și în presă, și în media, dar și în rândul publicului, sunt foarte puțini spectatorii care asistă la competiții de Poate scrimă? mă gândesc eu că asta ar fi explicația. Probabil că multă lume nu înțelege ce se desfășoară pe planșa aceea de scrimă și e normal să nu vină la o sală de sport, dar ținând cont exact cum v-am spus mai devreme, că noi dacă avem o competiție în Constanța, o desfășurăm în sala Flămânda, unde nu au loc spectatorii, decât părinții, abia au loc părinții copiilor și copiii, Și delegațiile care da, participă. delegațiile nu prea au, chiar nu au unde să stea spectatorii, chiar dacă și-ar dori. Pentru că e un paradox aici, adică ani de zile, poate mai puțin acum când sunt puține săli de cinematograf, dar ani de zile sălile de cinematograf erau pline la filmele de capă și spadă, la filmele în care existau foarte multe scene de duel. Deci oamenii erau interesați de asta. De ce acum nu asistă și la Păi nu, asta este niște motivul, pentru sportive? că nici nu li s-a oferit ceva. Noi am avut, Mihai Covaliu a inițiat acum vreo 4 ani de zile o caravană a scrimei românești, s-a desfășurat în fiecare toamnă. Anul trecut am avut caravana scrimei constanțene în Piața Ovidiu. A venit destul de multă lume, nu pot să spun. Lumea care trecea pe stradă în acel moment s-a oprit și s-a uitat. Părinții copiilor care demonstrau. Dar nu foarte mulți, nu foarte mulți. Da, pentru că totuși nu e un sport cu reguli foarte, foarte complicate, Și care chiar să mediatizare nu le s-a pricep. făcut, asta vreau să spun, Da. mediatizare s-a făcut pentru Atunci, aceea. Da. pentru acel moment. În general, însă, eu, din interiorul fenomenului, pot să spun că nu beneficiază scrima de mediatizare de care ar trebui în presa sportivă din România, pentru că să scrie o zi, două după o După medalie olimpică, după care rar, eu știu, dacă iese Ana Maria Brânză cu o declarație, așa doar mai. așa, Da, da, care ea altfel. iese cu niște declarații, așa, care stârnesc mai mult interes, dar încolo, foarte puțin, la nivel de rezultatele de la cadeți, de la junior, sunt așa undeva, dacă sunt într-un colț Sunt de într-un pagină. colț, exact, da, într-un colț. Da. Noi le mai găsim pentru că știm ce căutăm în Da. acel ziar, dar alții care n-ar fi interesați de chestia asta, nu găsesc. Credeți că în acest sens Laurei Badea îi revine o sarcină destul de importantă să facă scrima să ajungă mai repede la consumator, la. Da, Laura acum are lângă ea și 5 oameni care sperăm să o ajute.
Noi am ales așa și una dintre cei cinci este Ana Maria Brânză, care este Dar ea foarte, poate să facă foarte Ana mult. poate, este foarte vizibilă și Loredana Dinu, una e la Dinamo, una e la Steaua, da. Deci nici nu se poate mai bine de atâta. Sperăm ca fetele să-și facă și ele acolo datoria și sunt sigură că și-o fac cum și-au făcut-o întotdeauna și pe planșe. Și să o ajute pe Laura pentru promovarea mai mult a scrimei. În plan organizatoric, ce îi revine Constanței în 2017? Sunt competiții pe care le vor Da, de organiza? anul acesta am mutat cumva competiția de Cupa Faru și Memorialul Paul Călin, pe care știți că le desfășurăm de 20 de ani, l-am transferat la copii. Deci anul acesta se va desfășura la copii, ținând cont că noi nu mai avem seniori la Clubul Farul și nici școala sportivă, că sportivii acolo stau până la 20 de ani, maxim. Și am luat o hotărâre cu domnul Floroiu împreună să organizăm concursul de copii, înainte de naționalele de copii. Deci pe 3-4 iunie anul acesta se va desfășura la Sala Flămânda Cupa Faru. Cupa Farul, da, pentru Și copii. naționalele Naționalele le sunt unde sunt? avem pe 20, 22-26 iunie la București. Da, sperăm ca în timp să aducem din nou naționalele de copii la Constanța. Poate. Și la Cupa Faru intenționați să invitați și sportivi din afara țării, copii, eu știu, din Ungaria cu care aveți o relație Nu știu dacă sau. chiar dacă le-aș trimite invitații celor din Ungaria, nu cred că ar veni, că este foarte departe pentru ei să vină la Da, este într-o Constanța de. și știu că în acea perioadă au și ei campionatul național de copii. În schimb, vom invita mai niște vecini de aici aproape, din Bulgaria, da, o să încercăm să. Republica Moldova contează în scrimă, Ei au fac mai mult început. floretă, da. Da, deci Da, sunt contează, sunt, taxați da, pe dar fac, floretă. da, fac mai mult floretă. Eu mă gândesc că o relație de bilaterală ar fi mult mai ușoară de făcut din Constanța până la Chișinău decât Da, nu, până la la un Budapesta. moment dat chiar a fost așa. Veneau ei în Constanța, mergeam noi acolo, dar acum am înțeles că se face doar floretă la Chișinău. Floreta, de ce credeți că Floreta totuși e într-un oarecare declin față de anii trecuți în care. Nu este în declin. Uitați, faptul că nu se mediatizează. Da, probabil și asta să fie un motiv. Chiar fetele de la cadeți acum o lună de zile au obținut o medalie de argint la echipe, la campionatul european de cadeți. Au venit și destul de în față la individual. Astăzi concurează o sportivă de-a noastră împreună cu două steliste la campionatul mondial de cadeți. Nu pot să vă La spun mai. Floretă. Da, la Floretă. Deci nu știu ce au făcut până în acest moment. Am verificat înainte să intrăm în emisiune și trecuseră de primul tur de grupe și chiar toate trei erau calificate în primele 64. Acum sperăm să fi făcut mult mai bine. Mai mult, da. Da. Și centrele de Floretă cam unde sunt? La București. Da. Da. La București, Timișoara și în Satu Mare se face floretă, la Da, Satu Ploiești. Mare are o Da. tradiție remarcabilă în ceea ce privește Da, Floreta. așa este. Repet, Floreta a fost furnizoarea principală de medalii pentru România până prin anii 70-80 chiar. Asta și din cauza că spada a fost Era, da. introdusă la fete în 89, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, Deci, și multe sportive chiar au trecut de la da. floretă la spadă Chiar și pentru că. noi, da, eu și Da. colegele mele, noi am făcut floretă Da. și Dar ne-am inițial mutat. cam așa se Da. începea cu floretă. După o scurtă pauză publicitară care se apropie, o să vă întreb cum începe pregătirea copiilor, trecerea lor de la o probă la alta, adică selectarea pentru floretă, pentru spadă, pentru sabie, cum se face și care sunt, eu știu, criteriile pentru care îndrumați un sportiv să facă spadă sau să facă floretă. Dar asta după o scurtă pauză publicitară.
Am revenit la Săptămâna Sportivă alături de doamna Mihaela Ion, antrenor de scrimă la Clubul Sportiv Farul Constanța, și reluăm discuția de acolo de unde am întrerupt-o înaintea pauzei publicitare, întrebând care sunt criteriile care funcționează în momentul în care îndrumați un sportiv spre o probă sau alta, dincolo probabil și de dorința lui de a face spadă sau floretă sau sabie. După cum v-am spus, la Constanța nu facem decât spadă. Deci, indiferent unde aș vrea eu să-l orientez, aici rămâne. Faptul că noi începem pregătirea cu ei dându-le o floretă în mână sau o spadă de plastic, asta o facem pentru că este mult mai ușor pentru ei. Vin copii care au 7 ani, sunt mititei, încă n-au forță. Da, ei trebuie să se obișnuiască întâi să facă Da, mișcările, mai gândesc. mult, da, ne bazăm pe exercițiu fizic la ei, să învețe deplasările pe planșă, să învețe să facă o fandare corect și să stea corect în gardă. Lucrăm destul de puțin la început, la 7 ani, 8, cu floreta, dar în prima fază le dăm floreta în mână pentru că e cea mai ușoară dintre toate și reușim să, da, un De pic asta a să fost le... și motivul pentru care ani de zile a existat în proba feminină doar floreta. Până Da. când s-a trecut masiv la spadă, la... Probabil, nu știu ce să vă spun, dar considera că fetele sunt prea, prea Da, nesemnate, firave, nu știu, probabil mai firave, da. firave. Mai... Da. Da. Să știe că scrima presupune niște instalații electrice deosebite, cele care ajută la toată România fabrică așa ceva sau trebuie toate importate? Nu mai fabrică aproape nimic în România, nu. Nici nu știu dacă s-au fabricat vreodată la noi în țară aparatele de scrimă și rolele acelea cu fire care Da. de care trebuie să te agăți la spate, dar nu, le luăm din Ungaria, de la PBT, firma PBT, Ungaria e unul din furnizorii, da. sau probabil cel mai important Da. Da. furnizor în De România. Bănuiesc acolo. că mai sunt și alte țări Mai care sunt și fabrică. alții, da, mai sunt și în Germania, și în Franța, dar ei sunt cei mai acceptabili la La preț, ca preț, să vă spun da. așa, și sunt de calitate, toate echipamentele, chiar sunt. Și fetele noastre de la Olimpiadă au fost sponsorizate de această firmă din Ungaria și echipamentul a funcționat impecabil, fără nicio problemă. Să înțeleg că nu fabricăm nimic, nici costumele, nici... Există un coleg de-al nostru la București care are o firmă, confecționează niște costume, știu atât, de costume și mănuși. Dar cu acele costume poți să faci în prima fază, adică un an, doi, e vorba de copilași A, mici. sunt de antrenament mai mult sau Da, pentru sunt, vârste mai mici, da, da. deja devine periculos și nu ne putem permite să mergem la concursuri internaționale sau chiar și la un campionat național cu costume din pânză sau de astea mai slăbuțe, pentru că e periculos. Sunt copii, doare, se lovesc. În 2017, România a organizat vreo competiție de nivel continental, eu știu, la cadeți, juniori La sau la cadeți știu seniori. că se desfășoară anual un circuit european de cadeți la Satu Mare. În fiecare an s-a desfășurat și acum o lună, două, a fost ultima etapă de circuit european de cadeți la Floretă, la Satu Mare s-a desfășurat. Și are continuitate, cred că e al treilea sau al patrulea an. Da. Da. Sperăm să se desfășoare în continuare. S-a desfășurat o cupă mondială la Timișoara, toate de floretă. Mi-am adus aminte acum că și un coleg de-al nostru de la Sabie a organizat la sala polivalentă în București acum 2 luni de zile un concurs tot așa de circuit european. Deci încep lucrurile oarecum să se miște, nu? Și în... Da, doar în orașele în care există săli. Da, și în care există și o tradiție a scrimei, pentru că nu sunt foarte multe în România care, din Nu, dar păcate, sunt eu orașe în care nu prea există cred că și chiar nici. Constanța are tradiție Da, la Constanța are scrimă, sigur și dar a și e organizat păcat că, competiții da, de nivel național, a organizat. au mai fost Balcaniade Da. desfășurate în sala sporturilor, dar cred că ultima a fost în 96, cam așa.
Deci din 96 în sala sporturilor noi nu am mai avut nicio competiție. Dar Balcaniada mai e de actualitate? Se mai Nu. desfășoară? Nu, Se din păcate. desfășoară, dar nu am mai participat noi ca și țară. Am înțeles că probabil că e prea neînsemnată. Nu știu ce să vă spun. Balcaniadele erau niște competiții la toate sporturile care chiar atrăgeau zona asta, fiind o zonă în care sportul era destul de dezvoltat și de cele mai multe ori... Da, mai ales la noi aici, cu vecinii, era bine. Da. Cum apreciați arbitrajul din scrimă? Sunt probleme peste tot? Arbitrajul e o mare problemă? Sunt semne de întrebare întotdeauna asupra arbitrajului? Cum e la scrimă? Nu, la noi nu sunt semne de întrebare ca și la fotbal. Probabil că la asta vă referiți. La fotbal și la polo și la gimnastică sunt probleme da, mari. Da, acolo punctajul e mai grav. Da. Patinaj? Nu, la noi e vorba de lipsa arbitrilor. Nu... A fost foarte greu să se facă o școală de arbitri sau măcar să se organizeze niște cursuri pentru arbitri. Nu, de cele mai multe ori antrenorii arbitrează Păi tocmai de asta așa am văzut asta și de asta vă întrebam. Există și o specializare? Da, sau mergem cu un sportiv de-al nostru. Știu că se fac cursuri. Sunt anunțate pe site-ul Federației Internaționale. Federația Română trebuie să te propună să ajungi acolo și se dau niște examene. Dacă te înscrii pe spadă, dai pe spadă și primești o licență cu care poți arbitra la concursurile de juniori. Exact din momentul ăla se cer cu licență. Și România, pe plan internațional, are un arbitru care poate să oficieze? Da, da, chiar avem și Marius Florea, care a fost președinte interimar până acum... Da, și contracandidatul la Eurobasket. Da, până acum câteva zile la federația noastră, este unul dintre cei mai buni arbitri de sabie, de fapt cel mai bun arbitru de sabie, dacă au fost premiați, și încă un coleg de-al nostru, Florin Gheorghe, la Floretă, este cel mai bun arbitru din lume, la Floretă. Și mai avem și pe spadă, chiar Radu Podeanu, băiatul domnului Podeanu este arbitru pentru spadă, da. E crescut în sala de scrimă, Radu. Radu domnul Podeanu cu dânsul de mic. Da. Da. Acolo a crescut. Rusia mai e o forță în scrima mondială? Este, sau... da. Este, noi am bătut, nu știu dacă v-ați uitat la Olimpiadă, bănuiesc că da, v-ați uitat, da. Am bătut Rusia pentru intrat în primele două echipe, dar, bun, fetele noastre sunt foarte bune, erau foarte bune în momentul ăla, dar au avut și probleme alteori cu Rusia, adică nu le-au bătut de fiecare dată așa ușurel cum le-au bătut de data asta. Ele scăpaseră de meciul acela cu Statele Unite, erau deja foarte motivate și încrezătoare, da. Aveau alt moral în acel meci și cred că ar fi bătut pe oricine, le stătea în cale și chiar și o echipă de bărbați. Dar mai ales că aveau în spate câteva nereușite, ca să zicem așa, cu toate că n-au fost mari nereușite, competițiile care porneau ca mari favorite și ceva s-a întâmplat pe parcurs și europene sau mondiale și n-au realizat chiar performanță și își doreau foarte mult o medalie olimpică. Și din fericire ele au reușit să ne o aducă pe cea mai strălucitoare pentru că bilanțul general a fost unul cu totul și cu totul sub așteptările noastre, cu toate că la cât cum s-a lucrat în ciclu acela olimpic era foarte greu să fetele să au muncit foarte mult, erau și la Londra, erau foarte bine pregătite. S-a întâmplat la scrimă, dacă ai pierdut un asalt sau un meci sau nu ești în formă în ziua aia, nu mai poți să dai timp înapoi. Vă întreb ca specialist care aveți o expertiză importantă în acest sport, după această generație, Ana Maria Brânză, Loredana Dinu, generația campioană olimpică, avem șanse să ne păstrăm acolo în top? Adică ce vine din urmă, sportive de 20, 21, 22 de ani sunt capabile să ne înlocuiască pe acestea care au majoritatea peste 30 de ani? În acest moment este cam greu.
Asta este părerea mea personală, deci nu vreau Da, să... asta și întrebam, părerea personală. Da, este cam greu. În primul și în primul rând că fetele noastre de la Olimpiadă au 30, 32, 33 de ani. Este o gaură mare, imensă. După ele, fetele care urmează au 23, 24, maxim 25 de ani. Nu a fost o continuitate, ceva s-a întâmplat acolo și... Da, noi am insistat mereu pe ele, 4-5 da, bune, poate și foarte faptul bune. că fetele astea alte au stat în umbra lor, nu știu ce să spun, dar în momentul acesta rezultatele nu sunt extraordinare, dar nu vreau să mă pronunț înainte. Da. Fetele știu că muncesc și își doresc foarte mult. Este și greu să faci față după asemenea rezultate ce au avut ele. Sunt campioane mondiale, europene de De foarte ani de multe zile, ori, da? da. Așa că, nu știu, o să fie foarte greu să țină pasul. Sperăm că juniorele care vin din urmă, acum avem niște junioare foarte bune. Asta e o veste bună, sigur că Da. da, pentru că am mereu nevoie de sânge proaspăt la... Pentru că chiar să admitem într-o situație extrem de fericită că ele vor reuși să fie prezente și la Tokyo, aia va fi clar ultima competiție pentru ele olimpică, pentru Da. că după Tokyo nicio șansă ca ele să rămână. Și atunci, în echipa de la Tokyo, ar fi nevoie și măcar de două sportive în jur de 20 și ceva de ani, Da. care să... Vom vedea, da, sunt antrenori acolo. Sperăm acum că și Laura cu experiența ei și doamna Pascu care e pe acolo și o ajută să cumva să încerce să facă cea mai bună formulă, să ajungem să avem rezultate la fel de bune cum au fetele. Loturile olimpice, de regulă, unde se pregătesc? La Izvoran sau în București, la Depinde unde Floreasca? sunt. Nu, stau și în sala Floreasca și la Izvorani. Când mă Și gândesc că sala Floreasca vine foarte aproape de fetele hotelul se Scrimet. pregătesc și la Ghencea acum, deci nu este, cantonamente se fac, știu că pleacă peste nici o săptămână, cred că peste 2 zile pleacă la Poiana Brașov fetele într-un cantonament, apoi au și la Craiova, au mers peste tot, cum au mers și celelalte fete, campioanele olimpice, Da. s-au antrenat chiar și la Constanța, Da, deci da, au fost în da. câteva cantonamente și la Constanța. Da. Și chiar ele declarau că se simt foarte bine aici, și Ana Maria Brânză și Loredana, declarau că se simt foarte bine la Constanța. Da, Sala noi e suntem toți, de fapt, bine utilată, bine luminată. Suntem apropiați de ele și bine, nu numai noi, toți. Unde se duc ele au fost foarte bine primite și vor să fie în continuare și celelalte sportive. Niciodată nu o să... Da, ar trebui și celelalte să împrumute și de la felul de a fi ale lor, pentru că ele au fost niște persoane foarte, foarte ușor de asimilat de localitățile în care au mers. Erau deschise, vorbeau... Da, și foarte serioase în da, același timp. În da. Același timp. Și e foarte, foarte important să-ți atragi simpatia celor din jur care să dorească să facă cât mai plăcută șederea acolo. Și să te poți pregăti în condiții foarte bune. Da, am mai oferit și noi așa câte un partener de luptă, un băiat, o fată, da, ce-am mai avut prin sală, sigur că da, de câte ori am fost solicitați și asta s-a întâmplat peste tot. Și la București ajută colegul nostru de la UNEF să fetele pentru pregătire și la Craiova e aceeași problemă, toată lumea ajută cu tot ce poate. Tot La Scrima facem... e o familie foarte unită și nu întâmplător a reușit să dea și personalități dincolo de planșa de scrimă, adică personalități în viața de zi cu zi, oameni foarte bine pregătiți. Asta vreau să vă întreb, cât contează factorul inteligență pentru un scrimer? E absolut necesar? Ați întâlnit și sportivi foarte talentați, dar cu un grad de inteligență mai redus și faceau totul din talent, din intuiție? Am întâlnit și așa sportivi mai puțin inteligenți, cu calități fizice, în schimb, deosebite, dar nu au rezistat foarte N-au mult. Rezistat în timp. Nu, n-au rezistat foarte mult în timp. Nu, ai nevoie și de inteligență, e esențială, ca să Da. Spun așa. Pentru scrimă, pentru că... Da, este ca un șah pe planșă. Trebuie să-ți dai seama de
ce ar trebui să facă adversarul tău, de ce face, cum să-l păcălești, Se gândește înaintea lui. da, exact, trebuie să gândești cu o fracțiune de secundă înainte ca să poți să câștigi. Să-l Da. contracareze. Cât se aseamănă scrima actuală cu duelurile din Da. epoca de Foarte, aur a duelului? foarte puțin, nici măcar cu deplasarea. Foarte puțin, da, nu. Dar pe aici te deplasezi într-un Da. spațiu foarte bine delimitat, pe câtă vreme duelul era în Bănuiesc că toate ați sălile. văzut la sabie cât de rapid se desfășoară toată deplasarea și cât de corect stau sportivii în gardă, așa se numește poziția în Da. care stau sportivii, da? Și cât de rapid se deplasează. Acolo sunt niște lovituri mai spectaculoase, mai aruncări și apropo, ați văzut și la Olimpiadă aruncarea aceea a Anei Brânză, Da. da? Da, asta era din vechile Da. dueluri Da, ale e o cavalerilor. lovitură pe care ea a mai făcut-o și la alte concursuri, dar o face când știe sigur că lovește, când are avantaj, nu se juca atunci, în momentul Da. ăla. Nu, Da. ea e o sportivă extrem Chiar, de serioasă, da. dar care e mereu cu zâmbetul pe buze și asta a ajutat-o probabil să treacă și peste momentele mai puțin plăcute, care sunt inerente în cariera unui Bineînțeles, a sportiv. avut și ea accidentări și chiar și la Olimpiadă a avut probleme cu glezna. Și după aia, vreo 2-3 luni până s-a recuperat. Asta vom vedea. Asta. Înțeleg că ar vrea să revină și că cam așa s-a anunțat, că prin octombrie ar Da, concura. așa a Da. zis la un moment dat că revine. Vom vedea, da. Da, Sperăm nici să eu nu fie cred că va sta sănătoasă. departe de scrimă Da. și bănuiesc că în momentul în care va hotărâ totuși să renunțe la activitatea competițională, va fi un om de bază în Federația Română Sigur, de da. scrimă, pentru că e un om care chiar cunoaște foarte mult, a acumulat, e un tip inteligent, un tip care ar fi păcat să nu Da, dea scrimei tot ce a obținut. v-am spus că și ea și Loredana sunt în comitetul executiv al federației și sperăm Asta e foarte bine. să ajute amândouă, pentru că sunt niște fete deștepte, știu ce au de făcut Da, și scrima, că de fapt și sperăm să o ajute pe Laura, da, toată foarte mișcarea mult. sportivă are nevoie de oameni care să vină din fenomen, Da. să cunoască foarte bine lucrurile și să aibă și expertiza necesară să fie manager, că de fapt e cu totul altceva decât a fi un Da. sportiv de performanță. Așa e, doar că ele au plecat de pe planșă acum 6 luni și știu foarte bine ce se întâmplă în sălile de scrimă. Cunosc cel mai bine fenomenul. Știu și ce se întâmplă cu copiii, știu și de lipsa noastră de echipament și de deplasări, știu absolut orice și ăsta este motivul pentru care am vrut ca ele să fie acolo și... Da, e foarte bine că s-a ales așa, pentru că Laura Badea chiar a rămas aproape de scrimă, niciun moment Da. nu a părăsit, practic, Nu, sub nicio scrima, a formă. fost mereu un om al scrimei și care s-a dedicat Da, ea acestui tot sport pe timpul a care l-a fost iubit, lângă evident. noi, da. Chiar de câte ori a fost solicitată, să am mai rugat, mai invitat-o la diverse competiții, întotdeauna a fost lângă scrimă. Păi da, ea a și reușit și în plan mediatic, exact ce spuneam mai înainte, oamenii ca ea, ca Ana Maria Brânză, pot să aducă un plus în această perioadă în care există foarte mult fotbal în media românească și foarte puțin celelalte sporturi, din Da, păcate. sau există mai mult niște prietene de fotbaliști Da, la noi în care media ocupă un spațiu mult mai decât, mare. da. Da. Nu contează dacă au rezultate sau nu, Dacă asta una este. din Asta dacă se una vinde, da. una din scrimerele dumneavoastră, când spun din scrima românească, s-ar căsători cu un fotbalist, atunci a scris foarte mult despre scrimă Da, în perioada probabil, da. Nu ne-am gândit la asta. Da. aia. Altfel, lucrurile sunt mult mai puține. Din păcate, ce știți, sunt convins că urmăriți, ce știți despre pregătirea europeană în acest sport? S-a încercat să se folosească foarte mult tehnica modernă, adică mișcări învățate pe calculator, Nu cred. spuse în. Nu, nu, nu. Nu, scrimă rămâne scrimă, că
În Adică fiecare mari campioni, perioadă, zic eu, da. sunt filmați, sunt la concertinitorul să observi toate mișcările și să le predai copiilor Asta asta? este clar că la loturi Da. se studiază chestia asta. Da, la loturi vizionează tot felul de asalturi și de meciuri. Se vizionează pe ei, sportivii, să vadă ce greșeli au făcut. Nu se poate altfel. Deci trebuie să vezi ce greșeli ai făcut, trebuie să vezi ce modalități, ce exerciții a aplicat adversarul tău și cum a reușit să te bată în situația în care ai pierdut sau să îmbunătățești ce ai făcut foarte bine până atunci, să o faci foarte bine. Asta e clar, sigur că da. Acum mai nou se fac schimburi de cantonamente. Văd că mai nou a apărut echipa Coreei, care ați văzut că s-a ridicat foarte mult. Da, A apărut la noi la asiaticii sunt Izvoran. dotați pentru sportul ăsta. Da, au venit la Izvorani, au făcut un cantonament cu sportivii noștri. Acum am văzut că și fetele noastre de junioarele au fost în Italia într-un cantonament. Italia fiind și o forță în scrimă Da, și mondială. floretistele la fel, au fost într-un cantonament scurt de o săptămână și au participat și la un concurs acolo. Deci se fac schimburi de experiențe. Asta chiar de când era domnul Zidaru la lot, de cam atunci a început. Cum se selectează antrenorii? Sunt școli speciale, dincolo de facultatea de educație fizică, se fac anumite cursuri speciale pentru antrenori? Da, există Centrul Național de Pregătire a Antrenorilor la București, exact în Complexul Național Lia Manoliu. Acolo este centru și se face o școală de 2 ani de zile pentru antrenori și apoi îți dai categoriile necesare după ce activezi într-un club, în funcție de rezultate și de perioada în care ai activat, poți să-ți updatezi, ca să zic așa, categoriile. Și ți-e Categoria permis cea mai mare ar fi maestru, da. și ți-e permis să asiști sportivul pe planșă decât după ce ai obținut niște categorii, eu știu, de când ai Nu, poți din momentul în senior, care, junior, nu, în e momentul în diferență? care, da, nu, în Nu. momentul în care ești antrenor, poți să îți iei sportiv, poți să stai lângă ei la planșă, nu este absolut nicio problemă din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să ai trei categorii date, nu, nu e nicio problemă. Care ar fi accidentările cel mai des întâlnite în scrimă? Glesna știu că e o Și problemă. da, și încheietura mâinii este o problemă Mâine pe care o folosești de pe regulă. care o folosești, da, de obicei se întâmplă asta la stângaci cu dreptaci. Ajungem din nou la Ana Brânză Popescu, care a avut o grămadă de accidentări săraca la mână, din cauza că sportivii dau gardă în gardă. Dacă trag pe aceeași parte, dreptaci cu stângaci, ajung la un moment dat să se lovească gardă în gardă și mâna, probabil, cine este un pic mai slăbuț, Îi cedează cădează articulația, da, sau articulația. probabil de sensibilitate, nu știu care e E problema. un avantaj și în foarte multe sporturi e un avantaj. E și în scrimă un avantaj să fii stângaci. Este, da. Este. Totdeauna. La toate sporturile, și la Da, tenis, da, 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 și chiar și la box, da. Da, da. e mai Da? chiar și fotbalul și Da, sunt rugby și avantajați, da, sportivii care concurează cu mâna stângă, da. În momentul când vin copiii la dumneavoastră, pe un stângaci îl primiți cu mai mult interes? Nu neapărat. Sperăm atunci când îl vezi în sală, sper să și rămână și să facă mulți ani de acum încolo, Și da. să acumuleze, să crească. Și să aibă și calități fizice, da. Dacă e și stângaci, este perfect. Există și o înălțime ideală, adică. Este de preferat ca sportivii să fie mai înălțuți, da. Un sportiv scund, de obicei, la floretă sunt mai scunzi sportivii. Dar la spadă ar cam trebui să atingă fetele cam 1,70, băieții mai mult, dacă se Asta poate. și pentru alonje, pentru că Da, având, bineînțeles, da. îi ajută pe ei foarte mult. Nu spun că sportivii mai scunzi nu au avut rezultate. Au fost și sportivi mai scunzi care au avut Probabil mai rezultate. iuții Da, au exact, compensat. da, au compensat cu altceva, da, exact. Doamna Mihaela Ion, timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs foarte repede. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost o plăcere să vă avem invitați în studioul Litoral TV.
Promit Mulțumesc și eu. și altă dată să fiți prezent aici și să ne împărtășiți din rezultatele frumoase pe care le obține Clubul Sportiv Farul Să Constanța. sperăm că avem cu ce Da. să ne lăudăm. Eu vă aștept cu mare plăcere. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în seara aceasta și vă doresc să aveți o noapte cât vă doriți dumneavoastră de liniștită și de frumoasă.